Vă mulțumesc foarte mult. Aveam intenția să vă vorbesc 3 minute. Acum, după ce am urmărit ceea ce s-a întâmplat astăzi, vă cer încă 10 secunde în plus pentru a vă spune că rar mi-a fost dat să întâlnesc atâția patrioți pe metru pătrat. Și pare rău, sincer, că îi întâlnesc aici și nu la București pe acești patrioți, dar dumneavoastră sunteți animați de iubire pentru România și pentru români, exemplar. Și sunt absolut impresionat. Despre carte. 3 minute. Această carte se citește de la sfârșit la început. Iar sfârșitul sună așa. Iertare, popor ales. Spre mijlocul secolului trecut, o crimă colectivă cumplită a lovit poporul lui Israel. Holocaustul nu poate fi niciodată uitat. Dar poate fi vreodată iertat? Crimele colective nu sunt iertate, dar cele individuale. Crimele Holocaustului au fost săvârșite prin acțiune, prin inacțiune sau prin pasivitate. Rudele mele cele mai apropiate au luat parte la activitatea unor organizații antisemite și deci sunt și ele responsabile de Holocaust. În numele morților mei, le cer iertare morților lui Israel. Și numele propriu cer iertare că am aflat de faptele descrise în această carte atât de târziu. De aici se citește cartea.